Școlile și grădinițele și-au redeschis porțile pentru elevi. După mini-vacanța de Paște, elevii și-au pregătit din nou ghiozdanele și-au revenit în bănci. Dacă unii s-au bucurat că și-au revăzut colegii și profesorii, alții spun că ar fi avut nevoie de mai multe zile de vacanță. Am mers la nașa mea, am fost la bunici și acolo tot am spart ouă. Te-a prins bine vacanța asta de Paște? Da, m-am jucat la calculator, am fost afară, m-am jucat cu prietenii. Am fost la bunici și cam atâta. Te-ai bucurat de zilele libere de la școală? Da, foarte mult. Temea, ai avut de făcut în vacanță? Vreo 21. Am fost la bunica mea, la Moldova. Și te-ai distrat acolo? Da, am văzut munții. A fost frumos. Da, foarte frumos a fost. Părinții copiilor spun că această vacanță a fost mult așteptată de elevi și că zilele libere le-au prins bine și i-au ajutat să se mai destindă după atâta studiu. Da, chiar i-am prospătat, așa cum se spune, de primăvară. Ar fi mai vrut un pic. Teme au avut de făcut în vacanța asta? Foarte puțin, nu prea mult. Nu prea mult, dar au timp să recupereze, pentru că sunt copii buni, sunt silitori, sunt copii buni. Deși elevii vor mai avea parte de o mini-vacanță pe 1 mai, pentru toți urmează o perioadă destul de aglomerată, cu evaluări și teze, acestea urmând a fi susținute până la data de 25 mai.